Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Eugenia Foarfecă și mă bucur extrem de mult că l-am arătul de mine astăzi pe Horia Colibășa. Am vorbit noi mai devreme, medic stomatolog și alpinist de altitudine. Și aș vrea să întreb, care ți este mai aproape de inimă, cum ai vrea să ți se spună? Nu cred că am o preferință, dar toată ziua mi se spune domnul doctor și în weekend sau în expediție nu mi se spune domnul alpinist, dar aș prefera să fiu mai mult timp în expediție, de obicei mai mult timp la lucru. Recunosc că m-am documentat. Este o muncă fabuloasă de atâția ani, atâtea expediții extraordinare. Este cuvântul acesta minunat, 8 miar. Sunt vârfuri de peste 8.000 de metri. Unde ai ajuns? Sunt 9 la număr. Ți-l aduce aminte pe primul cucerit? Care este primul? Da, sigur. Mi-l aduc aminte pe toate, dar primul, normal, e special. Se numește K2 și s-a întâmplat în 2004. A fost prima mea expediție la peste 8.000 de metri. Și a fost reușit, a fost o surpriză chiar și pentru mine, pentru că e un munte deosebit de greu. De fapt, este cel mai dificil considerat dintre toți munții din lume. Și am avut șansa să îl urc în acel an. Nu mai fusese urcat de nimeni de 4 ani. Nu tot timpul se poate urca. Vremea bună este o raritate în acea zonă. Și cumva atunci mi-am început cariera de alpinist cu acest succes. Este o expediție despre care s-a scurs multă cerneală, s-a scris foarte mult. Câtă pregătire îți trebuie să, înainte să te înham la așa ceva? Cum arată pregătirea asta de dinainte să faci o astfel de expediție, Horia? În mod normal e o pregătire continuă. Eu tot timpul mă pregătesc. Deja am 20 de ani de când merg în munții înalți, dar atunci eram alpinist din 98, de 6 ani, aveam 6 ani de alpinism, fusesem pe câțiva munți de înălțimi considerabile, 5600 Elbrus, 7000 Hantengri în masivul Tian Shan și cumva aveam oarece pregătire montană și pregătire pentru altitudine. Fusesem în zonele înalte ale munților, dar pregătirea strictă pentru această expediție a fost destul de scurtă, cam 2 luni. Am aflat cu 2 luni înainte că voi pleca. Nici nu eram sigur că o să ajung în expediție. Vizele au venit cu 4 ore înainte de plecarea avionului. Dar m-am pregătit, chiar dacă n-aș fi reușit să plec, vreau să fiu pregătit. Și pentru că eu sunt din Timișoara și acolo nu sunt diferențe de nivel prea mari, m-am antrenat mult pe treptele stadionului Dampăl Timișan, stadionului Poli, și după ce terminam cabinetul, la 11 seara, mergeam până la 1 noaptea și făceam scări. Și am observat după câteva săptămâni că nu mai îmi încăpeau blugii pe picioare, pentru că mă antrenam destul de intens și s-a produs o depunere musculară semnificativă. Tu, în momentul acela în care te-ai hămat la asta și te și antrenai, deja profesai, nu? Spuneai că erai deja medic stomatolog. Hai să spunem că nu degeaba te-au întrebat, dar medic stomatolog și alpinist, cumva cele două s-au înlănțuit. Că, cum ți-ai făcut primii bani? Și cum te-a ajutat asta mai departe? Da, ele s-au înlănțuit pentru că în studenție am lucrat mult timp ca alpinist utilitar pentru bani de excursii, dar îmi plăcea să lucrez și în timpul liber vroiam să fac ceva. Alpinismul utilitar era și foarte bine plătit atunci și cumva primul cabinet, care era într-un spațiu închiriat, primul meu scaun stomatologic, mi l-am cumpărat din banii din alpinism.
Și în 2004, când am avut șansa să plec în această expediție pe K2, era un buget fenomenal de mare atunci, $6.000, și aveam noroc că lucram de ceva vreme și am reușit să strâng bani, să împrumut, dar banii au provenit din stomatologie. Și cred că toată viața, la un moment dat, una din activități o ajuta pe cealaltă. Tot timpul am baleat între aceste două lucruri și am avut șansa să am banii să plec în expediție. Acum am sponsor și e mult mai simplu, dar atunci prima expediție trebuie să o cam faci cu un buget propriu. Și dacă nu aș fi fost stomatolog, probabil aș fi avut și o problemă financiară, dar și o problemă de timp, pentru că în multe alte meserii nu poți să pleci 2 luni de la servici fără să te dea afară. Ai lăsat un pic stomatologia și ai pornit către K2. La plecarea asta știu că a fost presărată cu peripeții, așa, înainte să pleci au fost tot felul de provocări. Spuneai tu de bani, nu știu, cu echipamentele, de exemplu, cum ai făcut? Ai avut timpul necesar să fie toate gata în timp, astfel încât să poți pleca atunci când ți-ai dorit-o exact, când a fost expediția? Nu, eu nu aveam echipamentul de altitudine. Pe K2 trebuie un echipament foarte special. Nu l-aveam, am avut șansa că o expediție românească cu un an înainte a primit bani de la guvern, David Neacșu și expediția Everest 2003, au primit bani de la guvern și acest echipament l-au pus la dispoziția alpiniștilor care doreau să meargă în munți înalți. M-am dus la magazinul Himalaya și am întrebat dacă pot primi și mi-au zis, da, mi-au dat 2 plase inscripționate cu Himalaya și țin minte că am ieșit din magazin și mă uitam în spate dacă nu vine cineva să zică, știi, o greșeală, de fapt, nu ți le mai dăm. Și eu vreau să plec în expediție cu ele, da. Și m-au ajutat cu acest echipament și a fost una din greutățile, dificultățile expediției depășite, dar până să ajung la baza muntelui au fost 10 astfel de momente în care în mod normal poți să cedezi, să renunți la o asemenea încercare pentru că ai o dificultate foarte mare. Pentru că după ce am avut echipamentul a trebuit să fac rost de bani, apoi a trebuit să facem rost de viza de Pakistan care se acorda foarte complicat. Am ajuns în Pakistan, acolo erau revolte locale, a trebuit să ocolim zona, a venit armata, totul a fost de la început și până la sfârșit a fost o adevărată aventură, pentru că în orice moment noi nu știam să putea termina această expediție. Și cum îmi place mie să spun, tu ai ținut cu dinții de pasiunea ta și ai vrut să ajungi acolo și a început expediția și ai început să urci. A fost cu partener, cu camarad de drum, cu cineva alături? Da, am mers împreună cu Teodor Tulpan din Sibiu. Mai fusesem cu el în expediții în munți mai mici, știam că ne înțelegem și cu el am reușit să facem cea mai mare parte a expediției. E nu ușor să stai cu cineva într-un cort de 2x2, 2 luni și jumătate. Și a zice că e o încercare destul de dificilă. Deci cei care ajung studenți și merg la cămin și li se pare că e camera puțin cam mică, ar trebui să încerce să o expediție. Să se gândească foarte bine înainte să mai spun asta. Se spune că dacă vrei să cunoști un om cu adevărat și să ți-l faci prieten, trebuie să-l iei cu tine într-o călătorie. Sunt cei mai buni prieteni ai tăi făcuți în expedițiile acestea fabuloase de-a lungul timpului? Ți-ai făcut aici cei mai buni prieteni de-a lungul vieții? Da, cred că cei mai vechi prieteni ai mei sunt alpiniști și cei mai buni pentru că merg cu ei în expediție și e o chestie foarte importantă, caracterul omului, modul cum ți-i alegi, pentru că sunt niște oameni care de multe ori au viața ta în mâinile lor și invers, viața lor este în mâinile tale. Și eu cred că atunci când îți alegi un partener de expediție, trebuie să fii sigur că el va face pentru tine
tot ceea ce tu ai face pentru el dacă apare o situație dificilă. Este acesta cel mai important criteriu după care îți alegi oamenii care vor merge cu tine la drum? Ce ar trebui să mai fie în stare să facă un astfel de camarad de drum? Ar trebui să poată să fie în stare să sufere, să știe cum să ia suferința? Oh, da, asta trebuie sigur în Himalaya, pentru că atunci pe K2 era un alpinist spaniol mai în vârstă, cred că avea 50 ceva de ani, și îi întrebam pe spaniol cum reușește să urce, pentru că el bea, fumează, nu e un model de sportiv. Și colegii lui spuneau, da, dar știe cum să sufere. Și mi-am dat seama că e o componentă destul de importantă care poate surclasa multe alte calități sportive. Cadoiul este, aproape că nu putem pronunța o asemenea enormitate și o asemenea misiune care pentru foarte puțini a fost dusă la bun sfârșit. Tu ai și alt tip de record alături de toată munca aceasta impresionantă. Spune-mi despre asta, cum e fără oxigen la altitudine? Fără oxigen la altitudine e mult mai greu decât cu oxigen. Dar nu pot să vă spun foarte multe pentru că nu am mers niciodată cu oxigen și nici nu sunt interesat în a vedea cum e, pentru că noi considerăm mersul cu oxigen la fel sau similar unui tur al Franței făcut cu motocicleta. Este un ajutor foarte mare și de fapt nu mai reușești să vezi cât de dificil este muntele sau nu mai reușești să vezi cât de capabil e să-l urci, pentru că intervine această modificare, acest ajutor. Pur și simplu oxigenul îmbuteliat coboară altitudinea muntelui. Dacă ai o butelie, are un robinet, dacă îl pui la un litru pe minut, asta înseamnă că tu de fapt urci la o altitudine cu 1000 de metri mai mică decât altitudinea reală. Dacă îl pui la 5 litri pe minut, coboară altitudinea muntelui cu 5000 de metri. Și atunci pe Everest urci ca pe un munte de 3800 de metri, care e un munte absolut normal, aproape are oxigen ca și aici. Și e o falsificare și un fel de doping. Multe federații au spus lucrul ăsta, că ar fi un fel de... Cei care urcă cu oxigen, da, e o activitate, așa cum oamenii merg cu mașina, cu barca, e o activitate, dar nu este sport. Și totuși, ca să faci lucrul ăsta, să urci fără oxigen, presupun că îți trebuie o anumită capacitate de a rezista. Tu de unde îți iei forța asta, capacitatea asta de a rezista, de plămânii de a face față unei astfel de situații care nu este comună pentru cei mai mulți dintre noi? Ce fenomen se întâmplă acolo? Cum reușești să faci față presiunii acolo, la altitudinea aceea? Pe mine foarte mult în primele expediții, când am început să învăț cum se face aclimatizarea și adaptarea la altitudine, m-a ajutat foarte mult cunoștințele medicale și mai ales faptul că reușeam să citesc cărți de medicină de altitudine și înțelegeam termenii. Și așa am reușit să fac primele expediții. Nu am putut să merg pe cel mai înalt munte, pe Everest, de la început. Mi-am dat seama că va trebui să am o perioadă de rodaj și cred că prima încercare pe Everest a fost fix după 10 ani de expediții la altitudine mare, la peste 1000, în 2014. Atunci n-am reușit să urc pentru că prognoza de vânt era nefavorabilă. La noi vânt de peste 40 de km la oră înseamnă că îți poți pierde degetele. Și eu ca dentist nu-mi doream asta. Nu-mi permiteam. Și am renunțat la expediție, deși expediția a fost un efort foarte mare și financiar și logistic. Și nu am mai reușit să replic această expediție decât în 2017, după 3 ani. Atunci am avut o prognoză mai bună și am reușit să ating vârful, dar pot zice că a fost la limită
și am folosit toate cunoștințele și toată experiența pe care o avusesem până atunci acumulată, pe de o parte. Am avut și puțin noroc și a și trebuit să sufăr și să-mi pun toată hotărârea, pentru că cea mai mare problemă nu este lipsa oxigenului, gâfâi, e greu, dar se poate rezolva. Cea mai mare problemă este frigul. La 5 dimineața sunt minus 35 de grade și nu sunt minus 35 de aici. Sunt minus 35 de grade într-o atmosferă foarte rarefiată, unde primești undeva la 3, 4, 5% din oxigenul de aici și este foarte greu să te încălzești, pentru că ai energie, dar nu ai oxigen care să ardă caloriile și resimți frigul teribil, trebuie să reziști o oră și ceva până apare soarele și asta e partea cea mai grea. Probabil că am reușit să trec prin acea oră de care știam că aici te ajută și experiența, știam că o să se termine. Am reușit să trec și gândindu-mă că sunt a doua oră acolo și că nu mai vreau să vin încă o dată și că vreau să urc, să reușesc și să mă întorc cu bine înapoi. Sunt mulți alpiniști care au renunțat, au ajuns până la o anumită altitudine, au renunțat. Tu ai spus de multe ori că nu-i condamn pe cei care se întorc înapoi. Pe tine ce te mână să rezisti și să mergi mai departe? Pentru că spuneai, da, eu luptă și cu slăbiciunile acestea omenești, cu slăbiciunile mele, dar de unde forța asta să faci încă un pas, încă un pas până să ajungi în vârf? Lupta acolo nu e cu muntele, pentru că muntele este mult prea puternic și te poate distruge într-o clipită. Lupta e cu tine însuți, cu puterile și slăbiciunile tale. Pentru mine e destul de simplu dacă m-aș întoarce, dacă aș renunța. Și mi s-a întâmplat să renunț. Atunci când renunț, înseamnă că va trebui să mai vin odată să urc acel munte. Nu este luată în considerare varianta că am Nu mai vii. renunțat și nu o să mă mai întorc și am abandonat total urcarea pe acel munte. Eu am acest proiect care ține de 20 de ani cu urcarea celor 14 vârfuri de peste 8.000. Mai am 5, cam pe medie. Fiecare ascensiune a luat 2 ani, deci au fost două încercări pentru a urca un vârf. Pentru că am considerat că cel mai important lucru este să fii în siguranță și să o faci într-un mod etic, adică fără oxigen, fără șerpași, fără ajutorul elicopterelor, prin forțele proprii. Acum pe Netflix apar alpiniști care urcă într-un an, dar folosesc suport masiv din partea șerpașilor, a tehnologiei și, după părerea mea, este un mod de a face alpinism. Nu este nimic rău în asta, dar eu nu vreau să fac acest mod. Pentru mine nu are nicio legătură cu sportul și nu mă interesează să termin într-un an. Chiar dacă este un proiect pe toată viața, prefer să-l fac încet, să nu mă grăbesc și să-l fac așa cum trebuie. De la ce altitudine? Atunci când ești pe munte, simți că poate, nu știu, lupta cu propriile ți limite, lupta poate cu moartea, lupta poate cu imposibilul, este cea mai acerbă. Există o zonă acolo sus, nu știu, la 6.000, la 7.000, în care deja vorbești despre altceva, despre altă limită de atins. Da, se numește zona morții la peste 7.000 de metri. Este zona unde oxigenul este atât de puțin încât organismul nu se mai reface. Deci, dacă acolo te oprești, te odihnești, de fapt pierzi energie și ideal este să intri și să ieși cât mai repede din această zonă, să nu pierzi prea mult timp, pentru că riști să nu mai poți să cobori. Și da, acolo trebuie să fii conștient că te supui unor pericole care nu se văd. Doar el știm că există, știm că organismul suferă, că se deshidratează, pierde energie și
totul e pe timp, este ca o bombă cu ceas și trebuie să cobor înainte să se producă ceva neprevăzut. Mi s-a întâmplat să trebuiască să stau în zona morții mai mult și tot timpul simțeam această presiune, nu știam cât timp mai pot să stau și când se vor termina bateriile. Într-o asemenea situație, acolo la 7000 de metri, lucrurile pot să iau o turnură cu totul deosebită. Se întâmplă să auzi voci care nu există de fapt, să-ți auzi gânduri pe care nu credeai că o să le ai vreodată, cât este iluzie și cât este adevăr. Ai trăit situații din acestea, sentimente din acestea, că irealul se completează, se împletește de fapt cu realul în care trăiești? La peste 7000 de metri, hipoxia e principala problemă, e ceva absolut normal. Dar atunci când ești foarte obosit, te întorci de pe un vârf foarte greu, după o ascensiune foarte lungă, intervine și oboseala și deshidratarea și atunci, într-adevăr, nu mi s-a întâmplat decât de două ori, dar cred că e suficient, da, creierul joacă feste, auzi voci, sunt alții care aud voci, e destul de complicat, de cele mai multe ori, nu e așa o chestie metafizică, e subconștientul care îți spune trebuie să bei apă, trebuie să îți ridici fermoarul că ți l-ai lăsat prea jos și ți-e frig. Auzi, la un moment dat nu-mi place cum stă cu geaca asta sau geaca asta nu este bună pentru tine. A fost o chestie interesantă. O voce îmi spunea că nu-ți stă geaca bine, că e desfăcută și să închid fermoarul. Și apoi îmi spunea nu-i bine nici așa, trebuie să desfaci fermoarul. Și după ce am coborât cam 700 de metri altitudine, aveam mai mult oxigen și mi-am dat seama că, de fapt, dacă o ridicam până sus, îmi apăsa pe gât și mă jena și nu puteam să respir bine și dacă o deschideam până jos, îmi era frig. Și atunci am pus fermoarul undeva sub gât și a fost în regulă, dar până n-am coborât în altitudine, n-am putut procesa acest lucru, n-am putut să-l fac. Era o chestie prea complicată pentru mine la acel moment. Vreau să discutăm puțin împreună despre acel moment când te uitai efectiv către Făgăraș și te întrebai dacă a ajuns cineva vreodată acolo, da? Erai în tânăr. Ce ți-ai promis atunci? Ce ți-ai pus în gând să faci? Da, eram tânăr, aveam 6 ani și... Foarte tânăr! Și acum sunt, dar nu chiar de 6 ani. Da, atunci am văzut vârfurile de la Bâlea, eram la schi la Bâlea și am văzut vârfurile din Făgăraș și m-am întrebat dacă a părea ceva așa, fără limită, și mă întrebam dacă cineva a ajuns vreodată pe ele. Și mi-a mai luat niște ani, așa cam până pe la 21, când m-am apucat de alpinism și mi-am dat seama că toate vârfurile au fost atinse iarna în România de către oameni, au rămas puține vârfuri neatinse în lume și că, în general, niște oameni au fost peste tot și se numesc alpiniști. Și cumva, cred că a existat o năzuință spre aceste spații aparent imposibil de atins, vizibile, captivante și, da, undeva cred că m-a, spre deosebire de frații mei, m-a interesat subiectul pur și simplu de mic. Mi-aduc aminte că odată am trecut prin cheile Bicazului și am văzut alpiniști și am întrebat, ok, înțeleg că al doilea vine pe coarda primului, dar primul cum merge? Și părinții mei n-au știut să-mi explice sistemul de asigurare din alpinism, cum se bat pitoane și cum se este protejat, este asigurat la o cădere cel care merge primul. Și atunci am întrebat, e posibil să fi dat coarda pe partea cealaltă a muntelui? Și ca să scape mi-au zis, da, așa fac. Dar mi-am dat seama că
Acum sunt mulți oameni care nu știu exact tehnica, poate o intuiesc, dar eu eram 5-6 ani și eram curios cum se face treaba asta. Și probabil a rămas undeva. Și mai târziu, în adolescență, ce îi spuneai mamei? În momentul în care vrei să pleci la munte cu prietenii, tu le spuneai că pleci la munte și nu pe munte, ca să stea mama liniștită. Ce spunea doamna? Că... Da, nu, eu am spus că merg cu niște colegi de liceu la munte și am mers o săptămână în Bucegi. Dar problema a persistat, pentru că și atunci când eram la facultate și eram destul de independent, am vrut să merg în Caucaz. Și atunci le-am zis că merg într-o excursie, pentru că știam că și ei fuseseră, când erau studenți, în excursii în Rusia. Și le-am spus că merg într-o excursie în Rusia cu un inginer și cu un profesor. Ceea ce era adevărat, pentru că colegii mei de coardă, alpiniști, erau unul dintre ei profesor și unul dintre ei inginer. Și așa, dar tatăl meu și-a dat seama și eu aveam, nu plecam cu rucsac, plecam cu o geantă și pioletul de alpinism era băgat în geantă. Și tatăl meu și-a dat seama, mi-a zis, da, crezi că nu știu eu unde mergi tu, că mergi în, să te urci pe munți? Și da, asta a fost. Cumva a fost mai greu pentru ei să accepte acest sport, pentru că nu era chiar o tradiție de familie. Dar ai avut și sentimentul ăsta de a-ți proteja părinții, de a ști pericolul la care te expui? Ai vrut să-i ții un pic departe de ceea ce se întâmplă de fapt acolo și totuși, deși aveau instinctul acesta, știau unde mergi. Te-au girat așa cu mare încredere? Da, cumva, cred că mai degrabă și-au dat seama că nu prea au ce să-mi facă. Eram destul de hotărât să merg și nu știu cât am protejat, dar oricum mi-a ieșit destul de bine să nu știe exact ce fac, pentru că fratele meu a venit odată într-o excursie de cățărat în Cheile Turzii, lângă Cluj, și el credea că ne cățărăm atât de mult cât e de lungă coarda, care e 40 de metri, dar în alpinism se urcă pereți de 200-300 de metri, urcă primul, apoi vine al doilea și tot fac așa aceste rele, fac lungimi de coardă și urcă câte 200 de metri. Și el, când a văzut ce se întâmplă cu adevărat, a zis, eu n-am crezut că e așa și maică-ta, dacă ar ști ce faci tu aici, n-ar dormi noaptea. A trebuit să explic, știi, dacă ai avea o cădere de la 20 de metri sau de la 200, e cam același lucru, doar că pe tine te sperie înălțimea, dar nu este o mare diferență. Îți propun să schimbăm un pic registrul, oarecum să rămânem... Te-ai înhămat și la alt fel de pasiune, la alt fel de muncă, ai înființat clinica ta în România, a fost asta un munte greu de urcat? Că știu că și aici ai avut, dacă ți-ai făcut clinica de stomatologie, niște provocări. Că în România cam așa este când depui să faci ceva. Da, am avut și încă am, pentru că n-am deschis-o decât de un an. Aș putea zice destul de sigur că sunt mulți 8.000 mai ușor de făcut, de urcat, decât o clinică. Pentru că orice om știe, în primul rând, cum e cu meșterii și apoi au fost probleme specifice de organizare, de colegi, de optimizare, pentru că n-am vrut să fac o clinică care să fie foarte simplă, am vrut să fac una mai complicată și complicată mi-a și ieșit. Acum funcționează bine, reușim să avem în toate camerele operatorii microscoape, lucrăm, avem camere, se apar imaginile pe televizoare. Este ceva pentru mine, este ce mi-am dorit și n-aș fi vrut să fie cu nimic mai puțin. Dar acel an de muncă până i-am dat drumul, da, probabil că și 2-8 iar făceam cu acea energie și mai ales cu timpul. Mă întorc în copilăria ta, spuneai că ai fi dorit să fii olimpic la ceva și știu că ai făcut la un moment dat atletism. Cum a fost perioada aia? Să vorbim un pic despre ea. Da, mi-ar fi plăcut să ajung la olimpiadă și
mi-am dorit, cât timp am făcut sport, din clasa 7 până în clasa 11, când a trebuit să mă apuc de învățat pentru medicină. A fost o perioadă de formare și de muncă foarte concentrată, pentru că, gândindu-mă ulterior, de fapt eu am făcut atletism cam 5 ani, cu antrenamente zilnice, 2 ore, foarte serios, dar apoi alpinism deja am 20 de ani, dar dacă ar fi să aleg și să denumesc perioada vieții mele în care am făcut sport de performanță, aș zice mai degrabă că sunt cei 5 ani de atletism. Probabil că mi-a fost foarte greu, eram copil, m-am format și mi-a rămas cu o senzație mult mai profundă din acea perioadă și cred că fără acea perioadă, fără acel sport, nu aș fi putut fi alpinistul care sunt astăzi, pentru că condiția fizică, antrenamentul, dar și voința și determinarea se clădesc mult mai bine când ești copil. E mult mai ușor. La 30 de ani e mult mai greu să faci aceste lucruri, chiar dacă îți dorești foarte mult. Nu se mai întâmplă la fel, organismul nu se mai comportă în același mod și se pare că nici psihicul. Bine, acum sus, acolo pe munte, e loc și să-ți auzi propriile gânduri și să-ți învingi limitele, dar te-aș întreba dacă e loc de muzică. Da, de obicei am muzică cu mine, am un playlist destul de cuprinzător, nu ascult un singur gen de muzică. Da, pentru că sunt perioade de vreme rea și ai timp și mie nu-mi place să omor timpul, îmi place să-l folosesc. Pentru mine cel mai important e să pot citi. Cred că 90% din cărțile pe care le citesc sunt în timpul expediției. Am mult mai mult timp decât în timpul normal. Și e tot aventura subiectul acestor cărți? Nu neapărat, nu. Cred că cel mai mult îmi place să citesc istorie. Dar muzica ascultăm atunci când urcăm spre vârf, pentru că atunci nu mai vrei să duci greutăți în plus, cărți, și atunci un device pentru muzică este foarte util. Nu e totul despre pioleți, corzi, harnașamente, rucsace, timp de respectat. De unde îți mai iei energia și forța, în afară de tot ceea ce ține de marea asta pasiune care te-a ghidat, te-a îndrumat în viață? Ce îți mai place să faci, în afară de munte? Plac mai multe lucruri. Nu să merg la mare, la mare nu-mi place, dar îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să merg în munții noștri, îmi place să vizitez orașe și muzee și îmi place să merg cu motocicleta. Am câteva pasiuni, așa, tot mai puțin timp pentru ele, dar încerc așa să le aloc puțin timp. Și îmi place să merg cu copiii mei la munte pentru că și lor le place și e așa, pentru mine nu e un antrenament, e o chestie foarte relaxantă pentru că ei merg mai încet și atunci chiar gust în a merge la munte. În mod normal, dacă mă antrenez, nu te bucuri atât de munte pentru că antrenamentele multe pot fi destul de grele și atunci pur și simplu e mai degrabă o corvoadă decât o plăcere. Dar când merg cu copiii, într-adevăr, e o plăcere și mă bucur de munte. Ce-am vrut să te întreb, este pasiunea asta cu motocicletele? Eu știu că ai și un grup de prieteni pasionați de lucrul acesta și aș vrea să mă întorc tot la camaraderie și aș îndrăzni să te întreb despre un om pe care știu că l-a iubit nespus, despre prietenul tău cu care ai pornit pe munte și pe care și l-ai și pierdut pe munte. Da, probabil că între alpiniști și motocicliști există niște similitudini.
sunt solidari, se ajută unii pe alții și sunt niște activități periculoase. Și probabil de acolo vine și solidaritatea. În alpinism, da, trebuie să fii conștient de asta, că este un lucru periculos. În una din expediții, unul din colegii mei s-a îmbolnăvit la altitudine mare. Am încercat să-l salvăm. Am făcut toate eforturile, dar nu am reușit. A venit o echipă întreagă de salvare. Și da, am suferit pentru că am fost foarte aproape de acest lucru. Singurul lucru care m-a consolat, mă consolează pentru că l-am văzut după, a fost că după această acțiune de salvare care a fost unică în Himalaya, prin amploare, dar și prin abordare, pentru că până atunci oamenii care pățeau ceva la peste 7.000 de metri erau pierduți, erau abandonați. Faptul că nu l-am abandonat, că o întreagă echipă a încercat și am ajuns foarte aproape de a-l salva, a făcut să dispară acest mit că la peste 7.000 de metri, dacă pățești ceva, ești pierdut. Și s-au făcut acțiuni de salvare în următorii ani care au reușit. A fost vremea un pic mai bună, au fost mai mulți oameni în zonă și sunt alpiniști care astăzi trăiesc datorită faptului că au fost salvați și au fost salvați pentru că a existat un precedent aproape reușit. Spune-mi, te rog, a fost perioada asta nebună a pandemiei. Ce s-a întâmplat cu expedițiile tale? Au stagnat? N-ai mai putut să-ți pui pasiunea în aplicare, așa cum să mergi? Ce ai făcut în perioada asta de pandemie? A fost o perioadă ciudată. Eu mi-am dorit să merg și am zis că voi face tot ce pot să merg. Și țin minte că la începutul pandemiei eu trebuia să plec în primăvară în expediție. Eram la stadion, mă antrenam pe scări și cineva, un prieten m-a sunat și a zis: uite, am auzit că se va închide în seara asta orașul, așa că dacă cumva vrei să pleci, ar fi bine să pleci astăzi până în ora 12. Nu s-a închis orașul, dar rând pe rând s-au închis frontierele și am pornit din Timișoara spre Belgrad, mi-am schimbat biletul de avion pe drum, am plecat spre Nepal, încet, încet, în spatele meu se închideau toate granițele. Și când am ajuns în Emirate, unde era escala, am aflat că s-au închis vârfurile de 8.000 de metri, dar se pot urca vârfuri de 7.000. Am ajuns în Kathmandu, în Nepal. Totul era în regulă când am ajuns. Ne-am pus să dormim, că zburasem noaptea 2 ore. Când ne-am trezit, se închiseseră și vârfurile de 7.000. Mai puteam merge pe 6.000, ne-am pregătit, după 2 zile s-au închis cele de 6.000 și n-am mai putut să mergem decât pe vârfuri de 5.000 de metri, vârfuri de trekking. Am continuat, am găsit 2 vârfuri pe care să merg, dar a fost mai complicat decât o ascensiune la 8.000 de metri, pentru că s-au închis văile, a fost foarte dificil să ajung înapoi în Europa. Au fost niște avioane de repatriere. A fost așa o aventură aproape mai complicată. S-a terminat. Am ajuns în Germania, de acolo nu mai aveam cu ce să venim. Am găsit o mașină, ne-a lăsat lângă graniță, deci aproape că ar fi Nebunie putut totală. fi un film întreg despre cum m-am întors acasă. Și da, la întoarcere am intrat direct în izolare, am stat 2 săptămâni, o experiență care nu mulți oameni au avut-o, este un fel de pușcărie și nu este chiar Tu ușor. care iubești libertatea, în primul rând. Da, recunosc că atunci chiar mi-a trecut prin cap să evadez, pentru că eram la 1,5 km de casă, doar o pădure mă despărțea și vroiam să-mi văd copiii. Am învățat o mare lecție că să vorbești cu cineva pe Skype sau la telefon este foarte diferit cu contactul nemijlocit.
După 2 săptămâni a venit unul din jandarmi și a stat de vorbă cu mine la o distanță de câțiva metri prin cadrul ușii și îmi venea să le iau să-l pup. Deci nu mai vorbisem cu nimeni față în față de 2 săptămâni. A fost o experiență destul de dură în care am învățat, noi trăim în solitudine în expediții, dar totuși nu suntem singuri. Am ajuns să-mi dau seama cât de greu e să fii singur, complet singur. E și ăsta un joc al norocului. Cât e loc de noroc în viața ta? Și când spun noroc, vreau să mă leg de talismanele pe care le ai la gât. Ce sunt și cât consider că îți poartă noroc? Foarte mult poartă. Sunt lucruri adunate din diverse expediții care le port și le-am luat pentru că de fapt îmi doream să-mi aduc aminte de acele expediții, locuri care mie mi se păreau fascinante și am vrut o amintire. Apoi când le dădeam jos și lucrurile mergeau foarte rău, mi-am dat seama că îmi poartă și noroc. Care e cel mai prețios pentru tine, să spunem, dintre ele? De ce are o încărcătură aparte? Da, cred că am o piatră, care de fapt e o piatră Xi, e un agat, care l-am primit cadou de la prietenul meu spaniol, Iñaki Ochoa. El și-a luat altul. Se zice că aceste pietre poartă o încărcătură, norocul și calitățile și șansa celui care îl deține se transferă la următorul proprietar. Da, pot să zic că am avut și în cariera de alpinist și în viață un noroc foarte asemănător cu al lui înainte de a mi-o da. El a murit după câteva luni, presupun că nu a nimerit o piatră foarte norocoasă. Nu se știe de unde, de la cine venea, dar sunt destul de hotărât să nu mă despar de asta. Tot timpul am așa un fel de revizie tehnică la șiret, să nu cumva să o pierd. Și da, este destul de importantă pentru noi. Cred că aș fi... Nu sunt absurd, nu cred așa orbește în lucrurile acestea, dar cred că aș fi foarte trist dacă aș pierde. Și cu siguranță le vei lua cu tine în iunie, când te așteaptă o nouă expediție pe care ți-ai dorit-o foarte mult. Este o revenire în Pakistan, îmi povesteai, după 19 ani. Ce vârf te așteaptă? În Pakistan mă așteaptă un vârf care se numește Broad Peak. Este un vârf de peste 1000 de metri. Merg cu prietenul meu Marius Gane din București, de aici, care este și el foarte pasionat de acest sport și sper să bifez al 10-lea vârf de peste 8000 de metri și cu siguranță că o să-mi iau pietrele după mine pentru că eu nu le dau jos deloc și am avut și mari probleme când am făcut un RMN pentru că încurcau treaba și eu nu vreau să le dau jos. Da. Dar spune-mi, ai ajuns odată într-un loc unde lumea să nu te vadă ca pe un alpinist sau ca pe un medic și a văzusem un caz senzațional la CNN în care s-a dus cineva care era angajat, da, el lucra la o firmă de taximetrie și au crezut că este om de știință. Ai trăit vreodată o situație din aceasta așa scoasă din comun, te-ai dus undeva și au crezut că ai altă funcție, ești altcineva? Nu mi se întâmplă. Doar că în Everest, în tabăra de bază, este un spital și acolo erau câțiva medici de urgență, era un ortoped și se adună acolo cam 3000 de oameni în tabăra de bază și e nevoie de un personal medical, se plătesc aceste servicii și m-am dus la un moment dat, îmi trebuia un dezinfectant pentru prietenul meu care avea niște probleme și știam exact de ce e nevoie și m-am dus, el aveau și mi-au zis, uite, ți-l dăm, dar nu ne poți ajuta și pe noi, avem o extracție la un șerpaș și cel care se ocupă de extracție este un medic anestezist care doar a văzut cum se face la medicul dentist cu care el lucrează, dar nu știe cum se face și nu prea iese. Și da, și am făcut o extracție la un șerpaș și da,
pentru un dentist e foarte ușor să faci ceva ce altul, chiar dacă e medic, dar de altă specialitate, întâmpina reale probleme. Plus că îl și chinuia așa pe șerpașul ăla într-un mod neprofesionist, nu așa cum îi chinuim noi dentiști, adică foarte profesionist. Știu că muntele ți ia și îți oferă în același timp foarte multe lucruri. Ce ai câștigat tu, ca om, din toate expedițiile, care sunt cele mai importante, nu știu, valori sau lucruri pe care le-ai câștigat pentru sufletul tău în urma tuturor acestor expediții fantastice? Nu știu dacă e un câștig așa care se poate cuantifica. E viața mea. Sunt ultimii 25 de ani de viață care, dacă mă uit în urmă și vreau să-mi aduc aminte de un an anume, cred că fiecare om trebuie să lege de ceva, de un eveniment. Și eu știu exact unde am fost, pe ce vârf am urcat în acel an. Dacă cineva mă întreabă ce ai făcut în 2013, de exemplu, au trecut 10 ani, nu țin prea multe lucruri, dar știu că am fost pe loțe și că am reușit să urc. Probabil că, da, după atâția ani, nu pot să număr câte plombe am făcut sau câte extracții, dar pot să mă gândesc la expedițiile pe care le-am făcut și presupun că ceea ce sunt este și datorită acestor expediții. Știu că ești un om cu mult simț al umorului și cu siguranță este loc de zâmbete și de râs în viața ta. Mă, te-aș întreba, știi vreun banc cu alpiniști sau ce bancuri îți plac cel mai tare? Și vreau să spunem un banc bun, așa, să încheiem într-o notă. Da, nu prea facem bancuri cu alpiniști, mai degrabă bancurile cu dentiști, cred că sunt mai interesante. Da, știu că bancul de referință este că un pacient a intrat și a zis cât costă o extracție și medicul a întrebat, vrei cu durere sau fără durere? Și omul a zis fără durere. Și a zis, păi, fără durere este 100 de lei și cu durere este 200 de lei. Zis, păi, nu, fără durere, e și mai ieftină. Și l-a pus pe scaun fără anestezie și a început să tragă de dinte. Și pacientul a început să mârâie, să cârâie și să zică, au, au, au. Și doctorul a zis, atenție, cu durere este 200. Bun. Bun asta. Eu îți doresc să nu-ți fie durerea calea pentru expediția ce vine. Să o înfrunți dacă există, să ai un munte de putere, să învingi vârfurile care te așteaptă de acum înainte și multă sănătate, că asta ne spun nouă medicii când plecăm de la un cabinet sau de la niște analize, multă sănătate. Să vă fie bine. Și vă mai așteptăm. Mulțumesc frumos!